și-mi pare bine că ești tineră ca și mine. Ajuns la ediția 15-a, Festivalul Național Concurs Mariana Drăghicescu s-a desfășurat și în acest an, în septembrie, lună în care s-a născut marea cântăreață a Banatului. Tinerii concurenți care au fost în final acestui festival s-au bucurat atât de spectacolul de la Timișoara, unde a avut loc concursul, fiind acompaniați de renumita orchestră Banatul, dirijată de Sebastian Roșca, cât și de gala laureaților desfășurată la Bogăltin, Cornereva, Caraș-Severin. Unul din cele mai frumoase și atractive puncte ale evenimentului îl constituie excursia pe urmele Marianei. Odihniți și entuziasmați după concursul de la Timișoara, tinerii s-au strâns în dimineața următoare la autocar, nerăbdător să cunoască Banatul, să descopere locurile și oamenii atât de dragi Marianei, dar și să lege prietenii. Însoțiți de ghid, echipa TVR Timișoara și doamna Elize Stan, pornesc spre Mariana. Lumea toată se cecânce și se fie mereu în frunce. Banatule, în pragul tău ți-am adus cânecul meu. Ah, nu, gata, am terminat, gata. Bună ziua, bine v-am găsit, sunt din Sibiu, din mărginimea Sibiului. Radu Goța este numele meu. Prima dată? Nu, sunt pentru a doua oară aici. Mă bucur că am revenit, deoarece mă simt foarte bine aici. E așa, o atmosferă frumoasă. Totdeauna am iubit atmosfera de la țară și iată că am revenit din nou aici, pe meleagurile Marianei Drăghicescu. Urci cu un gând anume pe scenă sau pur și simplu? Aș vrea să intru la sufletul lor și să reușesc să îi adun așa un număr cât mai mare și să reușesc să facem și eu și colegii mei, să facem să vină cât mai mulți la toate spectacolele folclorice pe care noi le susținem. Premiul contează? Contează și premiul, dar cel mai mult contează premiul publicului. Publicul, zic că e cel mai important pentru noi. Festivalul ăsta l-am așteptat cum aștept copiii să vină din vacanță. Tare mult l-am așteptat, toată lumea. Da. Ne place, doamnă. Și știm că o pomenim pe doamna Mariana Drăghicescu. Ei, că a fost cineva când a fost și a crescut cu noi. Noi în Prițășină am fost și venim ce drag venim. Și Dumnezeu să vă ține sănătatea și să mai veniți. Și cea mai mare bucurie, așa e azi? A mea mare bucurie care o are Bogălcinul. Eu te iubesc, dar n-am să voi.
că sufletul mi l-a rănit, că sufletul mi l-a rănit mai. Și poate că nu meritai iubirea mea ca s-o mai ai, iubirea mea ca s-o mai ai. Eu te iubesc, dar n-am să uit că sufletul mi l-ai rănit, că sufletul mi l-ai rănit mai. Și poate că nu meritai iubirea mea ca s-o mai ai, iubirea mea ca s-o mai ai. Iubește inima și iartă că dragostea-i oricum nedreaptă, că dragostea-i oricum nedreaptă. Iubește inima și taci și cu trecutul să te împaci, și cu trecutul să te împaci mai. Gândind că-i să mă culci pe mână, gândind că-i să mă culci pe mână. Dar tu veni spre dimineață cu alte sărutări pe față, cu alte sărutări pe față. Eu te așteptam în nopți cu luna, gândind că-i să mă culci pe mână, gândind că-i să mă culci pe mână. Tu veni spre dimineață cu alte sărutări pe față, cu alte sărutări pe față. Iubește inima și iartă că dragostea-i oricum nedreaptă, că dragostea-i oricum nedreaptă. Iubește inima și taci și cu trecutul să te împaci, și cu trecutul să te împaci că eu sunt stâlp și căpătâi, că eu sunt stâlp și căpătâi mai. Târziu regretul te-a cuprins, iubirea dintre noi s-a stins, iubirea dintre noi s-a stins mai. Acu degeaba vii să spui că eu sunt stâlp și căpătâi, că eu sunt stâlp și căpătâi mai. Târziu regretul te-a cuprins, iubirea dintre noi s-a stins, iubirea dintre noi s-a stins mai. Iubește inima și iartă că dragostea-i oricum nedreaptă, că dragostea-i oricum nedreaptă. Iubește inima și taci și cu trecutul să te împaci, și cu trecutul să te împaci mai. Iubește inima și iartă că dragostea-i oricum nedreaptă, că dragostea-i oricum nedreaptă. Iubește inima și taci și cu trecutul să te împaci, și cu trecutul să te împaci mai. Ce faceți aici? Ce înveți? Învăț să joace brâu bănățean. Ea fiind din... Eu fiind din Piatra Neamț, din Moldova. Eu sunt de aici, din Timiș. Și mai exact din zona Făgetului, de la Gladna Română. Eu sunt din Costișoara, județul Neamț.
Însă m-am născut aici, în Banat, și am copilărit aici până la vârsta de 6 ani. Ce se pare? Până acum mi se pare cel mai frumos festival la care am fost. Și e o experiență foarte plăcută. Mi-am făcut prieteni noi, am trăit noi experiențe. Și... Cum a fost sus la Dobraia? Excursia, tractorul, ia. A fost genială, n-am mai trăit așa ceva niciodată și nu cred că o voi mai trăi. Sunt niște oameni foarte primitori și acolo, chiar dacă sunt puțini. A fost foarte frumos. Ce ți-a plăcut cel mai mult în excursia de ieri? Cel mai mult mi-a plăcut reacția copilașilor când ne-au văzut și în special zona, cum poate să stea ei acolo așa izolați parcă de lume. Și peisajul care este atât de frumos, chiar dacă unii oameni poate nu ajung niciodată să-l vadă. Cu ce gânduri urcați acum pe scenă? Oarecum cu tristețe pentru că se termină, dar și cu bucurie pentru că am trăit niște clipe frumoase. Și pentru tine ce înseamnă ziua de azi? Înseamnă un sfârșit de spectacol, un început de prietenie și ceva unic. La anul ne vedem tot aici? Cu siguranță. Busuioc lacrimat, bati clopotul în sat, bati clopotul de-a ramă, dar tu nu-l mai auzi, mamă. Cum de-a intrat moartea la tine, of, măicuța mea, și nici n-o văzut-o nimeni, măiculița mea. Parcă dormi în casa mare, of, măicuța mea. Plângi trist-o lumânare, măiculița mea. Ai ieșit din casa ta și-napoi n-ai mai intra. Fișirii dau de pomană, rămâni casa orfană. Frumos cântă preotul, of, măicuța mea. Of, că-mi rupi sufletul, măiculița mea. Plâng surorile și frață, of, că jolea-i grea. Tata plânge ca bărbață, doar cu inima. La 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 la
frunze, la 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 la, pe ce sufișor cu frunze, la 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 la. Nu e scârtie cu flori, la 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 la, oameni dusă iubitori, la 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 la. Și un stimișorean. Și da, păi remețan. Da. Și am venit la Bogălcin, ca aici născut. Și asta de vorbă, tata. Am fost la depou, la Timișoara, serviciu. Ce ziceți de festivalul ăsta? Ce înseamnă el pentru Bogălcin? Dom'le, o amintire din trecut m-a fost și acum. Ne-am rărit noi. Ne-am rărit. Dar ce să facem? Asta e viața. Dar un festival rămâne în amintire și la cei care rămân în arhivă. Ei, și rămân după ani de ani de zile, măi, cine a fost odată? Și Drăghiceasca. Că asta e viața. Viața e trecătoare pe pământ. Restul mai fi ce mai fi. Și, cum a zis, eu ca dumneata am fost. Dumneata a ajuns, dar eu nu mai ajung ca dumneata niciodată. Dar trebuie să ne bucurăm de viață și avem o biserică astostenea. Și cu toate că e făcută din 1780, nu cum scrie pe ea, atunci a fost renovată. Și restul... Văd că sunteți tare mândru că sunteți din Bogălcin. Am 27 de ani de când am ieșit la pensie și aici m-a tras ala idealul Bogălcinului care cântă. Rămân dulce amintiri, să știți. Dar ce să facem? Asta e viața, e trecătoare. Și cu bine și cu rău trebuie să le împăcăm.
mare, să punem umbra la poartă, să nu mai pleci niciodată, să vadă lumea din sat că de acum am mărita. Bună ziua, mă numesc Pițigoi Mihai Laluci, am 21 de ani și vin din județul Argeș și reprezint zona Argeșului. Cum au fost zilele acestea pentru tine? Pe mine mă leagă anumite amintiri frumoase de acest festival, pentru că posibil sunt veterană acestui festival, vin aici de 3 ani de zile și întotdeauna vin cu o mare bucurie și cu o dragoste. Aceste zile au fost, ca de altfel și în ceilalți ani, au fost superbe, foarte bine organizate. Am reușit să ajungem la Dobraia. A fost superb. Am mers pe drumurile acelea foarte greu de sărăbătut, am fost cu tractorul, dar pentru noi a fost o experiență unică. Am văzut și școala de acolo, din Dobraia, cu cei 2 sau 3 copilași și profesoara care vine în fiecare săptămână acolo și le predă. Pentru noi a fost un lucru, nu știu cum să zic, foarte emoționant să vezi că cineva chiar își dă silința chiar pentru 2-3 copii. Am fost la Bogâltin sau Bogălcin, cum se zice aici, pe urmele Marianei Drăghicescu. Am mâncat coleșă cu brânză și cu roșii și a fost așa o masă, să zicem, câmpenească. Oamenii ne-au primit cu mare dragoste și ne-au pus tot ce au avut mai bun pe masă. După 3 ani, de fapt, revii pentru oameni. După 3 ani mă emoționez pentru că m-am îndrăgostit de acest festival, de oamenii de aici și țin minte primul interviu pe care mi l-ai luat, cred că a fost la Ineleț și tot așa m-am emoționat pentru că ați reușit să ne transmiteți, de fapt cum trăiesc oamenii de aici și ce suflet au și nu avem cum să uităm acest lucru. Mulțumesc mult și ne vedem la anul, da? Da, sperăm. Obligatoriu? Obligatoriu, da. Cu mare drag. Aici deja nu mai vii după premiu. Vii pur și simplu să cânti pe scenă cu Orchestra Banatul, vii să fii în public cu oamenii de aici din Bogâltin, care au o lumină în ochi așa și te privesc cu atâta dragoste. Important e că ești acolo pe scenă și oamenii te primesc cu căldură și cu dragoste și cred că tot anul așteaptă acest moment. De fapt, tot anul așteaptă acești oameni care vin aici an de an și deja e o tradiție, o sărbătoare pentru ei. De unde ați venit? De la Herculane. Cum ați aflat? Pe internet. Ați venit special? La Herculane sunteți turiști, sau? Nu. Noi suntem din partea Bogălcinului. Suntem născuți în Bogâltin și ea și eu suntem frați. Da. Deci suntem născuți în Bogâltin și noi totdeauna venim la spectacolul ăsta și la festivalul lui Mariana Drăghicescu, da, pentru că a fost o mare cântăreață și o mândrie pentru satul nostru, pentru zona noastră. Noi ne mândrim și ne pare rău că a dispărut dintre noi și am pierdut o mare iubitoarea noastră din satul nostru. Deci noi cu mare bucurie venim totdeauna la... Și prezența la acest festival e de fapt o dovadă că iubiți locurile astea. Locul și în primul rând ne iubim pe Mariana Drăghicescu, care este născută în satul nostru și care, cum să zic, este mândria satului pentru tot satul nostru. Drum de țară, pe unde am fost astăvară, m-am oprit lângă doi cei unde-ori trecut anii mei. Maică, măiculița mea, la fântână
Scoase neșece să ghingește, floarea ceiului pălește, maică, maiculița mea, măi. Să ghingește lăcrimea și de inimă oftează, că într-un suflet de mama dorâi mult ce fără seama, maică, maiculița mea, mă. După mine nu mai plânge, că eu mamă ți-am furat, când pe brață m-ai purtat, maică, maiculița mea, măi. Când ce culeșe vorba dulce, să-l duc lumii să mă asculce, maică, maiculița mea. Sunt din Deva, județul Hunedoara și reprezint Ținutul Pădurenilor. Ai venit prima dată la festival, așa? Da, este prima dată, dar nu mă așteptam să fie atât de frumos, să fie un concurs atât de dificil, pentru că toți colegii mei sunt foarte buni în ceea ce fac și am rămas profund impresionată, dar nu pare rău că am venit aici. Este experiența deosebită. Cum a fost excursia? A fost o experiență super, am văzut atâtea locuri frumoase și am mâncat mâncare tradițională, atât de gustoasă, m-a impresionat tot, mai ales drumul. Chiar dacă a fost un drum mai lung și a durat un pic mai mult, a fost deosebit și va rămâne mereu în suflet. Ai mai fost la festivaluri? Mă gândesc că ești tânără, nu? Câți ani ai? Am 16 ani și da, am mai fost la festivaluri, printre care se numără și Festivalul Mamaia Copiilor Folclor, unde am reușit să câștig trofeul festivalului. Am fost la Festivalul Armonia, festival folcloric, care s-a ținut în Belgia și de unde m-am întors tot cu trofeul. Am fost la Poieni, în județul Cluj, la Muguri de Dor, unde am câștigat primul întâi. Și nu-mi venea să cred că am câștigat fiind primul concurs mai serios și am fost foarte fericită. Și cu ce gânduri ai venit aici? Ești hotărâtă, urci pe scenă să iei un premiu? Sincer, am venit pentru experiență, pentru a mă face cunoscută, pentru a-mi face prieteni noi, pentru că într-un concurs nu vin neapărat pentru premii sau doar pentru premii. În primul rând, e pentru experiență, pentru că până la urmă asta contează. Premiile nu e cu tine în mormânt. Legătura mea cu folclorul a pornit de când eram mică. Am trăit cu folclorul deoarece mama este din satul Bacea, comuna Ilia, și bunicul mamei a fost instrumentist și dirijor al ansamblului folcloric Banda de Alămuri. Totodată, pasiunea nu a venit doar de la mama, cât și de la tata, pentru că și el a studiat vioara în cadrul liceului de arte și mi-a transmis acest talent și le sunt recunoscătoare pentru tot. Ne vedem la anul tot aici? Doamne ajută, sper din toată inima să mă reîntorc, pentru că este deosebit. Noi căutăm așa geografic să găsim de unde au venit oamenii, știți? De la Timișoara am venit și am venit pentru spectacolul Mariana Drăgicescu. De ce? Păi că ne place, că tot am fost cam în fiecare an aproape. Și mama mea e de aici, din Bogâltin. Ca o întoarcere acasă. Da, nu știu, așa. Venim că ne place zona și spectacolul ăsta în special. La 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 la
Mă numesc Ionuț Cocoș, vin din Comuna Vlădeni, județul Ialomița, reprezint zona etnofolclorică a Bărăganului și am 21 de ani. Și nu ești la primul festival? Cu siguranță nu, sunt cam aproape de 50. Cum ți s-au părut zilele acestea? Niște zile în care cu adevărat am trăit lumea satului. Astăzi satul s-a schimbat. Nu mai are același spirit cum era odinioară. Zilele acestea am retrăit satul. Exact asta am făcut. Am redescoperit satul de odinioară și am descoperit-o pe Mariana Drăghicescu în locurile ei natale. Ați văzut toată lumea, am mers toți colegii împreună. Așa era satul de odinioară. Unde era unul, erau și ceilalți. Când unul avea nevoie de ajutor, țăreau și ceilalți. Am simțit lucrul ăsta acolo când am mers la biserica Marianei Drăghicescu și am zis că aici este Mariana Drăghicescu, aici este satul, aici este Dumnezeu. Și mai apoi când am mers la școală și am văzut cât de multe eforturi se fac pentru acești copii minunați de altfel, că deși sunt puțini, nu lasă ceea ce contează, adică școala și formarea lor în viață. Dacă o fi să fii preot în Banat? Doamne ajută! Acum, dacă așa va rândui Dumnezeu, așa voi face. Nu mă împotrivesc deloc. Îmi place, sunt niște oameni extraordinar de primitori. Cum te văd, ai nevoie de ceva, vrei ceva, mai ai nevoie de ceva, ți-aducem. Deci sunt niște oameni extraordinari și cu siguranță am să revin în Banat de câte ori o să am ocazia, pentru că am găsit oameni, nu știu, oameni faini. Cântecul vine din suflet. Vine din suflet pentru alte suflete. Adică simt că eu, cântând oamenilor, pur și simplu îi ajut să scape de tot gândul ăsta al cotidianului și să se gândească cumva, să întoarcă lumea satului, așa cum am spus, și să se gândească la motivele cântecilor populare de odinioare, la iubire, la dragoste, la sat, la dor, la tot ceea ce era mai frumos, la firul ierbii. Acolo, deci, țăranul român a fost atât de deștept, ca să zic așa, deși nu avea cursuri universitare, nu avea, nu știu pe unde, școli făcute, dar el și-a pus dorul în firul de iarbă, și-a pus dragostea tot acolo și el trăia cu adevărat ceea ce cânta. Și asta încerc și eu să fac și să transmit oamenilor din fața mea aceeași emoție pe care o transmiteau țăranii de odinioară. E important că ați venit aici, e fain că a venit atât. E important, sigur că e foarte importantă, da? E importantă. Pentru că uite, ați venit să faceți festivalul aici la Bogălcin, la noi. Să mai venim? Să mai veniți, cu mare drag vă așteptăm. Ce să facem? Asta este. Ce ziceți? Ați venit cu drag aici? Cu drag, doamne, cu drag am venit. Cam vrut să vă așteptăm, că am auzit că veniți cu... Da. Cu Drăghiceasca și vrem să vă vedem bine. E un an. Auziți, spectacolul ține vreo 3 ore, nu vă plictisiți. Da, e un an de zile, tot așteptând să vină să vedem. Mi 6? Dacă 6 ar ține și nu ne plictisim. Nu, și dacă ar face pan mâine ar fi. Da, tot bun ar fi. Aici stați până mâine. Da. Aici am stat, că să-i vedem. Dar da. Să duc cu Dumnezeu. Tineretul e plecat. Tineretul nu e aici. Tineretul copiii, duf, da, noi ni singuri e sau bătrâni. Aici când erau, când cântam muzica tineretul de la Băgâci, întors, jucam fața, acum nu mi-e inima. Toți au plecat. Vor pleca toți pe dincolo, doamnă, păi ce să faci? Amudii noi bătrânii. Dar și nu, ani drag să vedem, să vă vedem pe tineri, cum veniți și cum jucați. Și ne distrați frumos, ce să facem? Mulțumesc tare mult, să aveți o zi frumoasă. Și dumneavoastră să fiți sănătoși, să mai veniți, dar cât mai trăim. Mândruță din Ialomița, mi-a dor să-ți sărut curița.
mândruță din ea lomița, mi-e doar să țărât gurița. Hai gurița la fraga și mi-ai frânt inimioara mă. Mândruță din Bărăgan, nu te-am mai văzut de un an, mă. Mândruță din Bărăgan, nu te-am mai văzut de un an, mă. Că te-ai dus și m-ai lăsat pentru fecior din al sat, mă. Mândruța mea, fată mare, acum ești în depărtare. Mândruța mea, fată mare, acum ești în depărtare. Vino, mândruț, înapoi, să ne iubim amândoi, mă. Să ne iubim amândoi și în viața. Hai dați bănăță la brâu, hai dați la joc. Lai, lai, la, lai, la, la, lai, lai, la. Legănați așeța și-apoi prăloc. Lai, lai, la, lai, la, la, lai, lai, la. Hai dați bănăță la brâu, hai dați la joc. Lai, lai, la, lai, la, la, lai, lai, la. Legănați așeța și-apoi prăloc. Lai, lai, la, lai, la, la, lai, lai, la. Un, doi, trei, un, doi, trei, un, doi, un, doi, trei. Așa joacă vreun bănățenii mei. Un, doi, trei, un, doi, trei, un, doi, un, doi, trei. Așa joacă vreun bănățenii mei. Hai dați bănăță la brâu, hai să jucați. Lai, lai, la, lai, la, la, lai, lai, la. Și care nu știți brâu să-l învățați. Lai, lai, la, lai, la, la, lai, lai, la. Hai dați bănăță la brâu, hai să jucați. Lai, lai, la, lai, la, la, lai, lai, la. Și care nu știți brâu să-l învățați. Lai, lai, la, lai, la, la, lai, lai, la. Un, doi, trei, un, doi, trei, un, doi, un, doi, trei. Așa joacă brâu bănățenii mei. Un, doi, trei, un, doi, trei, un, doi, un, doi, trei. Așa joacă brâu bănățenii mei. Să nu-ți uitați fișor brun niciodată. Lai, lai, la, lai, la, la, lai, lai, la. Și să știți că e om de fală și-n el poartă. Lai, lai, la, lai, la, la, lai, lai, la. Să nu-ți uitați fișor brun niciodată. Lai, lai, la, lai, la, la, lai, lai, la. Și să știți că e om de fală și-n el poartă. Lai, lai, la, lai, la, la, lai, lai, la. Un, doi, trei, un, doi, trei, un, doi, un, doi, trei. Așa joacă brâu bănățenii mei. Un, doi, trei, un, doi, trei, un, doi, un, doi, trei. Așa joacă brâu bănățenii mei. Un, doi, trei, un, doi, trei, un, doi, un, doi, trei. Așa joacă brâu bănățenii mei. Un, doi, trei, un, doi, trei, un, doi, un, doi, trei. Așa joacă brâu bănățenii mei. Mărturisesc că mi-am dorit trofeul Mariana Drăghicescu foarte mult. Am vrut încă de acum 2 ani să ajung la acest festival, nu am reușit și data asta a fost cu noroc, spun eu. De unde ești? Fă-mi așa ca o carte de vizită. Sunt din Teleorman, mai exact din comuna Didești.
De acum 2 ani am început să merg la festivaluri. Pot să spun că am mers cam la toate festivalurile de prin țară și am reușit să strâng numeroase premii, trofee și mă mândresc cu asta. Sunt foarte mândră de lucrul acesta. Cred eu că este un lucru foarte bun pentru noi, tinerii interpreți. Am vrut să vin, în primul rând, pentru că organizatorii și oamenii de aici, din Banat, sunt foarte primitori și întotdeauna ne-am simțit ca acasă, nu numai eu, ci și colegii mei. Și, în al doilea rând, pentru că o îndrăgesc foarte mult pe interpreta, pe marea interpretă, Mariana Drăghicescu, pentru că este privighetoarea Banatului, așa cum se spune. Și pot să vă spun cu sinceritate că eu chiar îi cânt cântecele Doinele pentru că tare mult îmi place. Cum a fost excursia? Cel mai tare moment din ea sau cel mai greu? Cea mai interesantă. Foarte frumos. Foarte frumos. Nu mă așteptam să văd așa locuri minunate. Nu-mi trec ușa bacălare, că ți-am urcut slavă șale. Mi-o trec ușa că în oră, unde-mi face vedea cotă. Să-mi iei apă de izvor. Izvorul din ciopănoiul îl dă-mi stânge mie, doar nu că-mi e limpede și rece, că-mi dă sleagă a mea lege. Bine, of, of, că-mi lua șmurgută 3 zile și nu știe drumul bine. Că-mi lua șmurgută 3 zile și nu știe drumul bine. Din zăpale să-mi-l ții pe la moară dacă vii, că te-i aștepta cu drag la gardul cu liliacă. Din zăpale să-mi-l ții pe la moară dacă vii, că te-i aștepta cu drag la gardul cu liliacă. Ne mândrim cu acest festival, în sensul că mare artistă s-a născut pe meleagurile noastre și pentru Comuna Cornereva e ceva unicat la ora asta, că nu mai avem alte festivaluri decât pe al Mariana Drăghicescu. E importantă bucuria oamenilor. Oamenii se bucură de fiecare dată, în fiecare an, vin și din la Timișoara, vin și de până împrejurim și localnicii noștri cu mare bucurie vin la acest festival. Cum ați făcut drumul spre Dobraia? Drumul spre Dobraia este unul dintre cele 28 de drumuri comunale pe care le avem în comuna Cornereva. Este greu, să știți, fiindcă bugetul local nu este grozav, nu avem venituri aici, dar am încercat și am și reușit. Asta e mare lucru. S-au mulțit și turiștii, vine lume multă și după în alte locuri, dar eu în special am făcut pentru oamenii de acolo, care pentru mine e ceva deosebit, că sunt niște care cred că sunt unicate în țară. Am niște sate din cele 40 pe care le are comuna Cornereva, după cum știți, e cea mai mare comună, mă refer la numărul de sate. Are 40 de sate, asta îi spune totul. Și cele 4 sate
care ajută drumul acesta. Mă refer la Poiana Lungă, Dobraia, Prisăcina și Cracuteiului. Cred că spune ceva. Și ați mai luat o decizie să rămână școala deschisă, deși sunt doar 3 elevi. Da. Din păcate, cealaltă școală nu funcționează anul acesta, dar eu sper la anul să... fiindcă acolo chiar nu au mai fost elevi, mă refer la școala de la Ineleț. Dar școala de la Dobraia, avem 3 elevi și, după cum ați văzut și noastră, funcționează în condiții bune, zic eu. Este dotat, avem niște panouri solare acolo, mobilier nou, cât de cât am făcut și ceva modernizări. Și este bine. Oh,